Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Lei ar trebui să se uite mai atentă la prietenilor și să fie mai puțin credulși cu noi cunoștințe. În martie, riscul de eșec la locul de muncă crește. Atenție! Un outlet la începutul primăverii îți poate aduce noi aventuri romantice. La sfârșitul lunii, există șansa de a pleca într-o excursie. Dragoste. Dacă ți-ai constituit o familie, trebuie să lucrezi la propria încredere în sine. Pui multă presiune pe partenerul tău, ești neglijentă în declarații. Dacă vrei să construiești relații, atunci alege o altă tactică. Încearcă să lași pe cealaltă jumătate să devină mai importantă decât tine în relație. Astrele te sfătuiesc să nu te temi să experimentezi. Acordă o atenție deosebită la turii intime a relației. Lei liberi au șanse mari de a-și întâlni dragostea în martie. Apropo, cel mai probabil, dragostea nu va fi la prima vedere. Privește în jur, este posibil să fii întâlnită deja o persoană care a avut multă timp sentimente calde pentru tine. O prietenie se poate transforma și într-o dragoste. Ieși mai des la petreceri cu prietenii. Tigrul, gazda anului, te încurajează să fii cât mai sinceră și deschisă, atât cu tine, cât și cu interlocutorii tăi. Sănătatea. Partea slabă a leului va fi sistemul vascular. Eșecurile sunt probabile, care se vor manifesta sub formă de creșteri de tensiune, dureri de cap, amețeli și alte simptome. Desigur, nu ar trebui să neglijezi sănătatea precară pentru stres, asigură-te că vizitezi un medic și treci prin examinările prescrise. Martie este bun pentru schimbarea stilului tău de viață. Dacă mai devreme erai timidă sau leneșă să faci sport, acum merită să încerci. Ți se vor fi oferit condiții excelente pentru sport, ceea ce înseamnă că poți încerca în orice domeniu. Începe cu un jogging zilnic dimineața sau mergi la piscină duminica. Orice activitate va afecta pozitiv starea ta fizică și emoțională. Și gândește-te la obiceiurile proaste. E timpul să-ți ai rămas bun de la ele. Banii. Lei își iubesc meseria, pentru ei este o priză care aduce și un venit bun. În căutarea succesului, principalul lucru este să nu te epuizezi. Încearcă să respecti regimul de muncă și odihnă. Și amintește-ți că trebuie să câștigi într-un mod onest. Orice entuziasm te va duce cu siguranță la pierderi financiare. În prima jumătate a lunii martie, este periculos să faci tranzacții și să achiziționezi proprietăți mari. Riscul de fraude va scădea abia în ultimele zile ale lunii martie. Lei șomerii vor putea să se încerce într-o nouă afacere. Cei care nu aveau calificări vor avea în sfârșit șansa de a urma cursurile. Profită de fiecare oportunitate. Tot ceea ce îți pregătește soarta în martie este cu siguranță al tău și cu siguranță te va atrage. Mulți reprezentanți ai semnului vor putea lucra informal, folosindu-și hobby-ul. Persoanele creative vor obține un anumit succes și vor câștiga inimile publicului. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!